Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Am invitat în studio o mare poetă, Ileana Mălăncioiu. Suntem la emisiunea Profesioniștii. Crezi că se poate spune profesiunea poet? Cred că ar fi și prea mult și prea puțin să spunem că a fi poet este o profesiune. Fii poet este, zic eu, un mod de existență. Nu toți telespectatorii care ne privesc citesc poezie. Sunt mulți care poate nici n-au auzit de Ileana Mălăncioiu. Mă bucur teribil dacă găsesc pe cineva care citește bine poezie și care dă chiar peste versul acela care nu ține de ideea propriu-zisă, de ideea literară, istorică, socială, ci chiar de poezie, de acel vers care mișcă ceva, care clatină ceva și care nu poate fi tradus în proză. Și când găsesc pe cineva care nu-i din profesia noastră, dar a nimerit chiar peste versul acela, mă bucur mai mult decât de o cronică bună sau decât de un premiu literar. Deci posteritatea nu te preocupă. Ar fi ușor fals să spun că nu ne preocupă deloc. Scrisul presupune un orgoliu și a spune că nu l-am avut sau că nu l-am deloc ar fi fals. Ce a impresionat la personajul Ileana Mălăncioiu e că și după 89 a continuat să fie ea însăși. Nu te-am văzut în comitete, nu te-am văzut, gustul puterii, ți-a rămas trăind. Sunt mai înceată din fire. Eu și la cealaltă revoluție n-am ieșit în întâmpinare, n-am scris niciodată poeme cu Lenin, cu partid, cu nu știu ce, n-aveam ce să acopăr acum. Deci... Puteai să ieși în întâmpinare? Erai prea tânără, în fond, ai născut în 1940. Nu eram prea tânără. Poeții care sunt mai tineri decât mine, la primele cărți au fost, fiind mai precoce decât mine, și-au ratat primele cărți din cauza că erau mai precoce decât mine. Eu, fiind mai înceată, la toate revoluțiile nu ajung în fața. Deci nu ai numai ironie mușcătoare, ci și autoironie. Crezi că ei, poeții talentați, care au scris poemele cu Lenin din prima tinerețe, le-au scris pentru că se jucau, le-au scris pentru că ei credeau? De ce le-au scris? Unii poate credeau pentru că veneau dintr-o lume care era lor. Cumva puteau să creadă că e lumea lor și că va fi mai bine. Cei care aveau o biografie încărcată, cu părinți, cu biografii, cu vieții trunchiate, cu vieții fărâmate, nu puteau să creadă. Deci au scris din alte motive decât literare și din alte motive decât sociale, decât a crede că lucrul acela e bun. Au scris pentru că vroiau să-și găsească un loc mai bun. Vorbeai de colegii de generație care au scris poezii de care s-au rușinat mai târziu sau cel puțin l-au exclus din antologii. Nu e cazul tău. Nu m-am grăbit, nu credeam deloc în ce se scria în momentul acela. Și am debutat într-o perioadă mai bună. Le datorez cumva și colegilor mei care au început prost, dar care pe urmă s-au schimbat și se crease deja un mediu. De exemplu, prima poetă din generația noastră care a început prin a scrie o carte a ei despre sufletul unui poet, despre ce crede el despre poezie, despre ce este poezie și nu despre temele, nu plecând de la temele zilei, a fost Gabriela Melinescu. Pentru mine a fost foarte important că o poetă reușea să debuteze cu o carte despre ea, despre sufletul unui poet și nu despre epocă. Gabriela Melinescu e un om care ți-a rămas prieten. E adevărat că poate și distanța amplifică prietenia. E mai ușor să fii prieten cu un poet din Suedia decât cu unul de aici care are altă opțiune politică, să zicem. A fost de la început așa. Pe mine m-a impresionat că a avut răbdare, deși debutase în reviste cu foarte mulți ani în urmă, a avut răbdare să își aștepte momentul în care să poată debuta cu o carte care să o reprezinte pe ea. Iată ce spunea Ileana Mălăncioiu la un moment dat. Experiența de după 1989 m-a învățat că nu știm prea bine nici ce au însemnat ceilalți pentru noi, necum ce am însemnat noi pentru ei. Criza prin care trece întreaga societate românească are la bază o profundă criză morală. Mă referam în acel citat la schimbările la care nu ne-am așteptat. Ne-am așteptat ca schimbările sociale să decurgă într-un anume fel pe care îl vom accepta mai ușor sau mai greu, dar nu ne-am așteptat ca și schimbările relațiilor noastre cu prietenii, cu familia, cu să aibă o pecete a politicului asupra lor. Mă așteptam ca prietenii mei cu care eram cea mai apropiată înainte de 89 să-mi rămână prieten până la capăt. Mă așteptam ca scriitor cu care am mers multă vreme pe același drum sau nu pe același drum, pe drumuri asemănătoare, să percepem lucrurile relativ la fel. Dar iată că schimbarea politică ne-a făcut să fim foarte diferiți, mult mai diferiți decât eram înainte, când apăsarea venea dintr-un loc și o percepeam toți la fel. Atunci literatura însemna ceva, exact pentru că nu aveam nicio altă posibilitate să facem altceva. A fi scriitor
oricât de sărac ai fi fost, însemna ceva. Statutul de scriitor, cel puțin între noi, moral, însemna ceva. Acum poți să fii genial că nu te observă nimeni. Haosul e atât de mare încât iar vor fi niște generații de sacrificiu din alte motive decât acelea, dar vor fi. Acum el nu mai înseamnă nimic. Uniunea aproape că nu mai există. Oamenii noștri toți s-au gândit să facă politică mai mare. Înainte poate că se făcea politică la Uniunea Scriitorilor, acum toți vor să salveze țara, nu mai vor să salveze scriitorii sau scrisul sau... Și eu știu dacă salvează ceva. N-ar fi nimic rău în asta, în sine. Depinde dacă și reușesc ceva. Adică eu, de exemplu, nu cred că un om care n-a fost în stare să salveze măcar o instituție poate să salveze o țară. Eu nici n-aș lăsa să candidez oameni care n-au făcut ceva consistent în viața lor, pe bucățica aia de loc pe care au avut-o. Dacă n-ai făcut ceva la un loc de muncă, oricât de modest, nu poți să crezi că vei face la profesioniștilor, nu? Fără îndoială că da. Telespectatorului care nu e cititor de poezie, să-i spunem că ești un om care a știut să nu facă concesii pe multe planuri. E una să nu faci concesii în plan artistic, n-ai făcut concesii în niciun plan. N-am făcut și sper să nu fac în cât mai am de trei, în timpul în care mai am de trei de acum încolo, dar nu cred că asta e totul. Ai adică, reușit să rămâi tu însăți. Nu cred că asta înseamnă foarte mult. Pot să-mi permit să spun asta. Am scris niște cărți care în epoca au avut impact pentru latura lor politică și m-am gândit dacă ele și rezistă, adică tot ne face un titlu de glorie din faptul că am fost cenzurați, din faptul că am avut niște probleme, e un fel de a ne fura biografia de poet. Biografia de om ne fură pe cea de poet. Important este acum dacă acele cărți rezistă.